Vorbește, hai. Dar pus-o să ardei, s-o? Vorbește. Postat unul de alalt ieri. N-ai. Da. Acum a postat de alalt ieri. Bună seara, dragi prieteni. Mă filmează copiii mei când vor ei. Nu mai poate nici ei să mai filmează, să mai ține telefonul în mână. E greu. Numai când e bebe acasă mai mă postează bebe. Alo? Bebiță, mă înțeleg. Cine este mamă? Cum e la o parte și hai, sunt tu, ai că-s împlinut, Pico. Da. Sunt deci tu, acum am venit de la cumnata Ileana, am fost până acolo, că nu mai m-am dus de o săptămână la ei. Am făcut la ei pe telefoanele. Hai, bună și bune, am revenit pe canalul lui Bunicuța Zina. Astăzi am revenit cu niște cartofi și pulpe. Să arăți tu la lume cum rămâne farfurie goală, nu? Da. Hai, treci la masă. Băi, lasă-i farfurii acolo. Tu mă nu-i bebe, ori îmi filmez, a? Nu, el filmează acum. Lasă să mănâncă pe urmă. Dar ce trebuie să spui tu la lume? Uitați, prieteni, aici este crastonul meu. De regim. Da? Dă-i să-mi filmez eu, îți pune puțină pauză. Nu, nu, mănâncă tu că filmez eu. Nu, că nu mai punem pauză. De regim, nu? Da. Da. Fără pâine. Fără pâine și cu o bucată de pâine. De pept. Și cu maionez atâta, nu? Ia. Și după ce mănânc 60, am terminat familia. Da, dar vreau să-mi filmez eu. Păi n-ai cum să filmezi în timp ce mănânci. Și spune aici după ce mănânc. Nu, mănâncă. Hai, poftă bună. Revenim după ce mâncăm toată farfuria. Da. Da, am pornit. Și am fost la cumnata Ileana, ne-a tăiat o rânză acolo când ne-a văzut, că nu mai am fost de mult, aproape de la sărbători mai m-am dus la ea. Și m-am dus mai mult pentru Alinuța, că s-a făcut atriță. Vedetă mare. Vedetă cu Doinița Oancea, s-a postat pe televiziune, pe Facebook-ul. Pe televiziune. Și am fost la ea și am stat de vorbă cu Alinuța. Era flămândă săraca, a mâncat, a venit de la București. A venit de la București nemâncată, că nu mai e mâncare la București. A fost acasă, a mâncat o felie de rânză acasă, acum. Și am stat acolo aproape 2 ore la el. Eu am stat mai bine, de când suntem plecați de acasă? Eu am stat vreo 2 ore. Dar eu cu bunicul am stat mai bine. Voi plecare mai înainte. Mă întreabă de rețetele, cum fac eu, dar nu le dau rețetele niciodată. Mai a dat moșul rețeta la Alinuța de sarmale și am zis că mă despar de moș. De ce de rețetele mele? Eu nu trebuie să-mi dau rețetele mele ce fac eu în casa mea. La niciuna, la nici ale mele de acasă, de aici nu le dau rețetele. Cu ardei, cu piperatul, cu muratul. Ce fac eu? Fac eu. E bun făcut de mâna mea. Și nu-i voie să dau la altul. Și el mi-a dat rețeta la Alinuța. Alinuța a ajuns la București. Îți dai seama dacă dă rețeta la București la oameni de acolo? A, Alinuța cred că îmi dă rețetele mine acolo la oameni. Acolo la de face toată lumea să nu ale pe țigani. Țigănești. Îi mulțumim lui doamna Doinița Maria Cârneci. Că ne-a dat ceva să-i spunem, dar nu ne dăm seama. Dar îi mulțumim mult din suflet. Nu, cu doamna. Cuvintele și cu vorbele ale dulci ale ei. Doamna a zis că vrea să ia legătura cu noi în privat. Eu i-am lăsat pe Messenger să intre pe Facebook Stănescu Sabina și să ne dă cerere de prietenie și vorbim acolo în privat. Da, să-mi dă cerere de prieten să vorbesc cu ea în direct. În privat, nu în direct. În privat, așa, zi. Mai îndreaptă-mă și tu, că știi că nu prea le am cu zisul. Eu mai le împurc. Și la fel îi mulțumim și lui doamna Tania Firan pentru toate mesajele frumoase. Le mulțumim la toate prietenile noștri care ne urmăresc și se uită cu mare plăcere și cu mare drag la noi. Și le mulțumim din tot sufletul și din toată inima. Și la fel pentru copilul meu care are foarte multe mesaje frumoase, le mulțumesc la frumos. Bebe, la toate doamnele, le ele mulțumesc camera frumos. Mea de Manu, camera Manu. Camera Manu, camera Manu. Camera Manu. Eu zic camera Manu.
Bună, prieteni, și am revenit. Prieteni, am revenit și am mâncat tot de aici. Mânicuța are zi de deci lumină. Mâncare de slăbit, nu? Regim. Da. Regim. Așa slăbești tu, nu? Da. Da, la ora 7 mâncăm cartofi și cu nu pet. Nu mai mâncăm. Doamna, mâine, mâine, mâine la ora 4. La 10. La 4. Nu mai gele păsata carne cu hamie. La mâine la ora 4, că mă trezesc la ora 2 și stau 2 ore în pat. Mâine nu se merge la școală, că este ziua Unirii, ești liber și mâine, în seara asta dormim de vreme, să ne trezim mâine dimineață, ca marți dimineața să putem să ne trezim la 7 și un sfert să mergem la școală, da? Da. Ne-au înțeles? Da. Da, deci ai arătat la lume farfuria. Da, uitați. Sper că n-ai consumat pâine. Nimica, pâine nu am. Nici suc nu se mai bea. A venit și Tibi cu brățărina acasă. Veni mamica, veni mamica cu genița acasă. Dar rămâne mamica acasă, nu mai pleacă. Veni mamica și tăticul, uite, veni. Nebarberii veni. Eu am treabă. De la Banat. Mulțumesc eu. Nepotul meu. Vorbești cu Luci. Cu care Luci? Am noastră. Cu sora mea? Da. Bine, ia și filmează. Era Bavarescu, Hasar de Malavolgasa. Dar vezi că nu, vezi, eu am filmat fără să tremură telefonul. Bine, doamnă. Și aici este bunicuța Zâna. Da, să trăiești, ne poate, să trăiești. Îmi place că ai terminat farfuria, mamă. Dar până mâine la ora 4 tu n-ai să mai mănânci nimic. Da. Dar nici nu mai gătesc, să știi că nu mai gătesc. Tu socole. Până la ora 4, da? Da. Da. Și uite, vreau, cum sunt eu la anii mei, să fac și coala și el, să știu și eu o literă, două. Păi tu nu știi, nu ai făcut școala. N-am făcut nicio clasă, că nu m-a dat mama mea la școala. Păi? Dar nu era, nu mergeam noi romii la școala atunci, pe timpul ăsta. Și acum ce faceți? Pe timpul ăla nu mergeam la școală, nu mergeau copiii la școală. Dar cum să duc copiii la școală? Dar aveam o ambiție să mă duc la școală, să stau în bancă și să scriu și eu de la 1 până la 10. Și bunicul, cum ai luat bunicule carnetul? El a făcut școală. Tu știi carte? Da, cum sunt? El știe carte și el. Și-și clasă. Dar stai că revin să șterg camera. Hei, prieteni, și-am șters camera și uitați cum se vede acum. Da, bebe, bine ai făcut, mamă, că ai șters-o. Tu unde ai fost astăzi toată ziua? Am fost eu cu băieții la PAP. La PAP? Da. Și ce am mâncat de la PAP? Salată cu varză. Bă, nu sunt, făceam eu varză, tăiam din putină, căpățână de varză și îți făceam nu, salată. Nu, altă modă, salată de slăbit, ceva mai de bun. De slăbit. Da. Mă, bebe. Mă duc în putină, iau o căpățână de varză, ți-o tai fire, spun ulei pe ea și arde iute și mănânc și vezi ce te slăbești, mami. Păi eu am mâncat și eu la PAP cu băieții, șmecherii, alea. Alea? Da. Mă, mami, mă. Spuneam să nu te mai muncesc pe tine. Să mai mă muncești pe mine. Că te mai doare picioarele, oasele. Lasă, mamă, că cât mai mă țin, mai mă muncesc. Nu mai mă ține, nu mai mă muncesc. Lasă să mai alerg, lasă să mai fac. Ai văzut cum spar lemne, cum dau la porș, cum da. Dau la găini. Da. Da. Și am fost acolo la cumnată mea și am mâncat și eu cu Alinuța. Alinuța s-a făcut actriță, am auzit. Actriță, se face actriță. Păi bravo ei. Bravo ei. Dar câți ani are Alinuța? 7 ani. 7 ani. Da. Păi ce face ea la vârsta de 7 ani? Ea mi-a zis, o întrebaie, câți ani are Alinuța? Ea mi-a zis 7. Dar mie mi se părură 17 ani. N-are cum. N-are cum, mamă. Are 7 ani, da, e cu mințică, e cu mințică. E cu nințică? E cu mințică. Mulțumesc și tu la toate doamne. Cum ești tu? Vă mulțumesc pentru comentarii. Frumoase. Frumoase. Și pentru aprecieri. Și pentru aprecieri. Da, da. Și dați și voi un like, activați clopoțelul și să vă abonați și share. Să se abonează la bunicuța Zâna și să nu mă uită. Yeah.
toate doamnele și toți domnii și toți fanii mei care mă urmăresc. Da. Și să le ajute Dumnezeu să trăiască câte 1000 de ani fără reparație. Da. Și copiilor și nepoților, că mă rog pentru ei și de sănătatea da. Lor, că mă urmăresc. Da. Să-mi dau like-uri și să uită la mine și mă urmărești. Să dau pe acolo, să vă abonați. Să... Și că, în cât suntem astăzi? Astăzi în 23. 23. Ia uită-te că ia vreau... Să uite, pe 30 vreau să-mi fac și eu canal de YouTube. Da, 23, mamă. 23. Nu-mi faci alt canal de YouTube. Am zis că luăm canalul... Ce, mamă? De... Nu, tu nu faci alt canal de YouTube. O să luăm canalul ăla tău. Păi pe canalul ăla erau foarte urâte vloguri. Erai foarte mic, o să luăm canalul ăla. Dacă mai putem să recuperăm. Canalul și ăla, vedem ce facem cu canalul ăla al tău. Da, prieteni. Dar măcar dacă nu am canal de YouTube până aici, să vă abonați la mine pe TikTok. Pe TikTok? E, bebe, tu te bagi direct pe TikTok? Da. Da? Ia dă-i mamă telefonul să le arăt. Mă cheamă Doru Rafael. Doru Rafael. Da, Doru Rafael te cheamă mami. Doru Rafael pe TikTok de la Strehaia. Ba da, mai și pe comentarii tot Doru Rafael de la Strehaia. Nu sunt de la Strehaia. Așa scrie pe comentarii cunoaște. Pe TikTok nu sunt. Dar de unde ești? Stai să ia telefonul. Și să vă arăt și canalul meu. Ăsta este telefonul meu. Hop, hop, hop. Ăsta este canalul meu, uitați, și Doru Rafael aici. Doru Rafael. Mă cheamă Doru Rafael pe canal de TikTok. Are un nume de nume, Doru Rafael. Ca pe bunicu, Rafael. Rafael cheamă pe bunicu. Dar pe TikTok mă cheamă Doru Rafael. Ăla-i băiatul meu, Rafael. Îl cheamă Mihai Rafael Felis. Și pe mine pe TikTok mă cheamă... Doru Rafael. Doru Rafael. Dar voi de ce îmi spuneți, bebe? Mamă, așa te-am îngâiat de când te-a Denisa, făcut mamică ta. Denisa, când... Dacă ziceam, uite, bebe, uite, bebelușu, uite, bebe. Și bunica ce a zis? Ha? Ce a zis bunica? Să-i punem numele așa, nu? Și pur mai rămas, bebe. Dar pe cine te cheamă Rafael? Doru Rafael, Doru Rafael. Da, Doru Rafael, dar te strigam Rafael. Da. Așa îl cheamă și pe băiatul lui Luci. Știm, pe Rafi, pe Rafi. Pe Rafi, da. Că a pus numele pe tata lor. Da. Rafael, Rafael. Am și pe ăla. Ionuț Rafael. Da. Și pe ăla care are creasta ca cocoșul. Nu mai îl arătăm pe el că nu vrea. Ah, nu vrea să se vadă la cameră. Și pe mine pe TikTok mă cheamă Doru Rafael. Da, domne, am înțeles odată de câte ori spui Doru Rafael. Da. Ce mai nume ai tu frumos. Bunico, da, dar nu e așa că ne tu ATV-ul în martie. Da, babă, îți promit că îți iau ATV-ul. Dacă nu iei ATV-ul, mă duc la lucru. La? Lucru. Unde, mami? În București. În București ce faci acolo? De ce râzi? Ha? De ce râzi? Râzi de mine. De tine. Că ce duci la București? Da, sunt... La ce să, te faci să acolo? Să fac bani... La ce s-o la roate de mașini? Nu, să fac bani să-mi iau ATV-ul. ATV-ul? Da. Lasă, mamă, că-s glumă. Am avut și ATV-ul, dar era stricat. Când va veni tatăl tău, îți ia ATV-ul. Nu, eu vreau în martie. În martie? Păi da. Nu mai e mult și vine tatăl tău acum. O să-mi ia bunicu ori tu, ori mama. Ce ăla? O să-mi ia bunicu ATV-ul ori tu, ori mama. Da, mamă, din ăștia trei trebuie să ne angajăm să-ți luăm un ATV. Mamă, da. Să te prim cu el mâncatear, mamica. Să te duci în piață, să-mi aduci roșii, castraveți și ardei. Dar de ce să faci lucru? Că aveți galbeni, aveți bani. Da, mamă, lică, mai am dat și noi... Da, de-am însurat copii, de-am măritat fetele. Am dat zestre la mamă ta galbeni, am dat la Luci galbeni. La Luci ai dat 150, cât am? Ei, le-am dat, că a fost, acum nu mai... Bunicul făcea bani în zilele lui. Făceai bani, bunicule? Da.
Ne-a și mai faci. Nimica. Nimica? E bolnav, e bolnav. Ești cu mine să facem bani. Da. Mergi la Banat? Da, mergem. Facem cazane. Da. Căldări, cazane. Da. Ia întreabă-l mai, e bun să mai lucrează căldări și cazane? Lasă că e bun. E bun. Ah. Mai lucrează el cu diabetul. Mai lucrează în grădină, în acolo. Mai lucrează acolo, ce mai lucrează și el. Ce mai bate mâinile, ce mai face și el acolo, ce face. Mai face el bani. Ca să vă ține pe voi acasă, până vă vin părință. Da? Da. Să te ține pe tine, bebe, să ține copii, să ține nepoțul, moșul. De-aia face, lucrează acolo în grădină. În frig, ai văzut? Mai l-ajut și eu pe acolo. Mai l-ajută și mama. Și eu n-am ajutat niciodată. Bebe, când eram eu la Banat, bebe. Bunico, de astăzi vară atâta am lucrat cu el. Pe soarele al mai mare să-ți povestesc ceva, baby. Yeah. Era mamă ta mică. E când era august, luna august. Ea lua o haină mare, pe ea era micuță și se-mi propunea. Olguță, e calm, mamă, ce faci, mamă, unde umbli cu flanelul pe tine? Lăsați-mă că așa-mi place mie. Eram la pășune, baby. La pășune eram acolo. Noi nu puneam corturile în sat. Afară din sat, pe pășune. Afară, că se duceau oamenii cu vitele. Se duceau cu vitele, mamă, grămadă, cu porcii, cu vacile. Și se duceau, era pășune mare. Îmi bătea vântul, dobora corturile pe noi. Când se punea ploaia, pica cortul pe noi. Și ce făceați dacă cădea cortul pe voi? Mamă, Doamne, ne pătimeam acolo, băteam corturile, băteam țărușele, le scotea vântul din pământ, pica corturile pe noi acolo. Apă, na. Eram neșeu. Prieteni, ați auzit că vine războiul pe noi? Da, lasă-te. Nu mai spune așa, nu mai, ne lasă, să dea Dumnezeu să nu mai vine. Să nu mai vine nimic, să nu mai vine pe nimeni, să mai trăiască copiii ăștia mici. Să fie și ei la rândul lor, cum e toată lumea. La din ce pură să crească și ei, unii crește, unii să facă acum. Să le dea Dumnezeu sănătate la toată lumea. La toți prietenii. Ai vorbit, mamă, cu Luci? Da, am vorbit. Da, mami. Mamă, tu să nu mai te duci noaptea cu copiii ăia. Păi cum m-am dus eu noaptea? Nu, mamă, să nu te duci noaptea, mâncatea bunicuța pe tine. Azi m-am dus eu la ora 2. Tu ești un copil înțelegător, care mă înțelegi, care mă ajuți. Mă ajută și Ion, dar ca tine, nu. Vezi? Mă ajută și eu, nu, mă ajută și el. Ce faci când o să plec eu la mine acasă? Mama, acolo vinde sculță după cine și nu te lasă acolo. La mine ai crescut, la mine te țin până când te-ai însurat. Aici te însurăm. Poate când te-ai însurat, poate că te-ai lăsat acolo la mamă ta și la tine acasă. Bunicul, ți-e rău? Mami, beuși pastile. Beuși pastile? Am auzit că la frate tău ai beut un par de... Vin, nu am beut. N-am beut, mamă, suc a beut. Suc? Suc. Suc, ce să mai bea vin? Și el bea câte un pumn de pasile. Bem pasile, nu mai bem vin. Nu ne-a dat Dumnezeu să bem câte un pahar de... Na! Țuică! De vin, ori de țuică. Prieteni, revenim. Revenim, dragi prieteni. Aici o să facem încheierea, gata. Încheierea și bună seara. O seară bună să aveți, să vă, nu uitați să vă abonați la bunicuța Zâna. O seară bună, minunată. Vă pup cu dulce. Și să dați like și share. La. Și clopoțelul să-l activați. Da. Bebe, unde ai băgat tu toată farfuria aia? Aici. Iar, așa. Hai. Revenim mâine, dragi, la un nou vlog. Hai.